cerului, în lumi paralele, că n-ai, nu știi, nu, e desenul ăsta așa, ca un S, ca un dolar, știi cum e întrepătruns. E, da, e lumea paralelă. Da, ce tare. E ca un șarpe așa, da? Și scrie Share Me și e egal cu gunoi. Deci când apeși la gunoi să dai, atunci vede lumea. Și la tine apare, nici nu apare, apare unul, doi care tu îi proiectezi pentru ca să înțelegi tu pe unde. Înțelegi? Când arunci la gunoi din înregistrările, ai postat, ok, și acolo nu știu ce, da? Și le arunci la gunoi, ca să treci de faza asta, să înțelegi, și după aia poate ți apare, nu știu, lumea multă sau ce vrei tu. Sau... Despre asta, dar cred că trebuie să înțelegi și asta și trebuie să... E un fel de... la reciclare. Reciclare o fac oamenii, înțelegeți? A, omul, primește în lumea lui fiecare. Prin gunoi, de gunoi, de unde dai să iasă. Ca și cum ia un fel de gunoi, ia ce ai înțeles tu și îți scliruie ție mintea, îți face loc pentru mai mult să înțelegi. Și trebuie să asimileze fiecare pentru el, că e drumul lui, nu faci tu special ceva sau îi îmbubi capul cu prostii. Până înțelege ce și se scliruie, știi? Și are nevoie. Și eu așa am trecut prin. Dar n-am știut că e prin... Și scrie acolo, mai scoate din ce vrei să mai ștergem din ce face calculatorul tău. Și odată îți pică fisa că e asta, știi? Pentru că ai amintirea, vedeai agățat la a tăi acasă sau la iubitul tău acasă, din astea, pe care se agață cărnațul, tăgădăm, da? Uite bunăstarea, uite unde e, de unde îi. Adică și hook să agăți, da? Ca și cum îți spune din alte lumi, spunem, Share Me, spunem ce să, unde ești, ce faci. Nu atât să înveți omul, că omul poate știe mai mișto din alte lumi sau alte drumuri mai mișto. Tu faci altele, da? Dar la tine n-are cum să ajungă, că nu e treaba ta, nu e drumul tău. Și tu la fel, la el n-ai cum să... Uite, îi place, îmi place, da. Foarte tare. Un fel de înregistrează că eu mă uit. Asta ajunge. Că postezi, că ștergi. Off and on. Da? Dar ca să fie omul mulțumit, trebuie undeva să posteze. Asta face YouTube-ul. Și nu e vorba de bani, dar e vorba de să înțelegi. Da, e superb, e superb. Și te vede în fiecare zi. Și tu când te uiți la cineva, la fel. Înțelegi că se ocupă. Și cine știe cine e el sau ea, da? Dai de cineva și zici, domnule, zici că, da? Și supărată, da ce? Ea, din ce povestesc eu, să n-are nicio treabă, nu, se ocupă omul cu altceva. Tu ai altceva, el are altceva. Dar de la început așa e, război magic, e foarte frumos, drum bun.